Miercuri, Agenției Serviciului Rutier Argeș și ai Formațiunii Rutiere Costești au acționat pe DN65 Pitei Slatina pentru depistarea șoferilor care circulau cu viteza peste limita maximă admisă. Activitatea s-a desfășurat pe tronsonul de drum aflat în Argeș pe raza comunei Lunca Corbului, acolo unde patru echipaje de poliție au instalat radare în cascadă. Cu acest prilej, agenții de circulație au aplicat 31 de amenzi în valoare totală de 7200 de lei și au reținut trei permise de conducere în vederea suspendării. Printre cei care au trecut în rândul pietonilor se afla Alin Florin un tânăr de 29 de ani din București, care a fost depistat circulând la volanul unui golf cu viteza de 130 de km la oră. a fost amendat cu 945 de lei, iar ca măsură permisul i-a fost reținut pentru 90 de zile. Oamenii legile recomandă conducătorilor auto să fie atenți la volan și să respecte regulile circulației rutiere, pentru că viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum constituie principala cauză favorizantă a producerii de evenimente rutiere grave și foarte grave.